Iubitor de femei, regele Spaniei a încercat să o cucerească până și pe Lady Diana. Este doar una dintre informațiile scandaloase apărute într-o biografie publicată recent în Spania. Autoarea scrie că aventurile amoroase ale suveranului au provocat adesea tensiuni între el și regina Sofia. Până acum, Casa Regală nu a făcut niciun comentariu. El dijo, ¿cómo una? 1500. El rey ha estado con 1500. Un record care l-ar face gelos și pe Casanova, mai ales că doamnele au fost alese pe sprânceană. Regele și-ar fi încercat norocul și cu prințesa Diana. De două ori, în 1980, în Mallorca, Juan Carlos a atins-o deloc protocolar pe soția prințului Charles. Iar 7 ani mai târziu, când Diana și Charles au vizitat Madridul, regele a încercat din nou. Mai rezervat de data aceasta, s-a mulțumit să-i arunce câteva priviri cu subînțeles, dar fără succes. E unul dintre puținele eșecuri în amor ale monarhului. Cuando se murió Franco, se le ofrecían todas las señoras, las artistas, las señoras de la corte, las nobles, se le ofrecían absolutamente todas. Digo. Cea mai rezistentă la farmecul regelui a fost paradoxal chiar regina Sofia. Cei doi dorm în camere separate de 35 de ani de când suverana i-a descoperit infidelitățile. Ajuns acum la 72 de ani, monarhul a rămas însă un cuceritor. De curând ar fi avut o relație cu o femeie mult mai tânără. Cu siguranță nu va fi ultimul trofeu dintr-o viață plină de aventuri. Regele caută secretul tinereții veșnice. Este un împătimit al tratamentelor de întreținere, își injectează hormoni și orice vitamine care promit să-i redea din vitalitatea pierdută odată cu trecerea anilor. Până acum, rezultatele au fost promițătoare.